Mai mult de 500 de persoane au fost în spațiu până în prezent, călătorind în orbita Pământului și apoi către Stația Spațială Internațională sau până pe cealaltă parte a Lunii. Dar acești astronauți nu au încercat niciodată să își revendice peisajele extraterestre pe care le vizitează. Oamenii din prezent și-au îndreptat atenția către Marte cu scopul de a coloniza planeta, însă asta te face să te întrebi dacă avem dreptul să facem acest lucru. Astăzi o să răspundem la extraordinara întrebare: cine deține planeta Marte? Așa că fiți siguri că o să rămâneți până la final pentru a afla toate detaliile. Într-o altă viață, cel mai sigur răspuns la întrebarea de astăzi este că marțienii dețin planeta Marte, însă este o mare problemă pentru că nu am dovedit încă existența marțienilor sau măcar a unui organism viu în galaxia noastră. În ceea ce privește etica spațiului, chiar dacă s-ar descoperi într-o zi existența microbilor pe planeta roșie, ar fi nepotrivit ca oamenii să călătorească pe Marte și să interfereze cu acel ecosistem. Însă călătoria până pe Marte este o problemă delicată cu sau fără existența vieții extraterestre pe suprafața ei. De exemplu, probabil că sunt multe persoane care consideră că Pământul nu este proprietatea de drept a oamenilor. Pentru că, dacă privim dintr-o altă perspectivă, sunt o mulțime de forme de viață pe suprafața Pământului. De fapt, sunt atât de multe vietăți, încât suntem depășiți numeric ca specie de sute de ori. Și chiar dacă am fi fost doar noi pe planetă, ideea că stăpânirea Pământului este dreptul oamenilor este puțin ciudată în sine și nu menționăm cât de straniu ar fi să revendicăm o planetă pe care nici măcar nu am vizitat-o. Cu toate acestea, stăpânirea planetei este o idee care circulă printre conducătorii statelor de mai multe secole. În trecut, atunci când omenirea s-a hotărât să călătorească și în alte lumi în afară de propria planetă, decizia asupra cui sau ce ar trebui să construiască pe planetele noi vizitate a fost luată prin oficializarea Tratatului Spațiului Extraterestru în 1967. Oficial are un nume mult mai complicat, tratatul privind principiile care guvernează activitățile statelor în explorarea și utilizarea spațiului extraterestru, inclusiv Luna și alte corpuri cerești. A fost pus la punct de către Guvernul Statelor Unite ale Americii, Uniunea Sovietică și de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, iar de atunci au participat alte 109 state și 23 de semnatari ai acestui tratat. Pe scurt, această legislație de lungă durată, semnată în mijlocul războiului rece, stabilește reguli importante care interzic detonarea, testarea și plasarea armelor nucleare oriunde în afara atmosferei Pământului, însă cel mai mult ne interesează partea tratatului care stipulează că spațiul este pentru toată lumea și trebuie folosit în beneficiul întregii omeniri. Adică, chiar în momentul de față, niciunei națiuni de pe Pământ nu îi este permis, cel puțin legal, să dețină orice alt teritoriu din afara atmosferei planetei noastre, inclusiv pe Marte. Fie spațiul nu aparține nimănui, fie este al tuturor distribuit în mod egal. Totuși, orice resursă care este colectată în spațiu poate fi revendicată ca proprietate privată. Dacă o țară ajunge să construiască o platformă minieră pe lună pentru a extrage diferite materiale, atunci acel stat deține tot ce a minat, însă terenul pe care a efectuat lucrarea nu îi aparține. Totuși, dacă o țară lansează ceva în spațiu, încă deține pe deplin acel obiect. Așadar, sateliții, sondele spațiale, navetele spațiale și așa mai departe nu devin automat proprietatea tuturor odată ce sunt lansate în afara orbitei Pământului. De exemplu, roverul Curiosity va fi întotdeauna proprietatea Statelor Unite și a NASA. Toate astea înseamnă că dacă o țară construiește și populează un oraș întreg pe Marte, dacă legile tratatului spațial nu se schimbă, atunci acel stat deține ce a construit, dar încă nu ar avea dreptul la proprietatea terenului pe care a construit. Este un tratat similar cu legile internaționale asupra apei care spune astfel: poți construi și deține o platformă pe teritoriul maritim, însă nu ești proprietarul real al apei pe care este construită platforma respectivă. Dar, în ciuda faptului că există legi clare și detaliate cu privire la teritoriul spațiului din afara planetei noastre, terenurile imobiliare de pe alte planete sunt des întâlnite. Există o mulțime de companii care vând acte legale pentru deținerea loturilor de pământ în afara teritoriului planetei noastre, cum ar fi un hectar de teren pe tot felul de corpuri cerești, cum ar fi Luna, Marte, chiar și Venus.
Totuși, cei care cumpără aceste parcele de teren nu plănuiesc să construiască pe lună. De obicei, le oferă drept cadouri distractive, însă, dacă loturile spațiale sunt o înșelătorie sau nu, este un alt subiect. Dacă cineva ar interveni asupra întreprinderilor care vând terenuri pe lună, acestea au totuși o portiță de scăpare. Cu toate că tratatul spațiului extraterestru spune că nicio națiune nu poate deține teren în afara atmosferei Pământului, întreprinderile pot argumenta prin faptul că nu se menționează în mod special de companiile private dacă pot sau nu să dețină terenuri pe alte corpuri cerești. Dar chiar și așa, aceste revendicări ale planetei Marte sau al oricărui teren din spațiu nu sunt recunoscute de nicio administrație spațială care să fi fost stabilă. Însă, deținerea proprietăților private la scară largă este o problemă care ar putea ajunge într-o bună zi în fața instanțelor judecătorești. Corporații mari precum SpaceX, Boeing, Virgin și Blue Origin concurează în cursa aselenizării pe alte corpuri cerești distante. Între timp, în anul 2016, compania americană Moon Express a devenit prima companie privată care a primit permisiunea din partea guvernului american să poată călători pe suprafața lunii. Această companie țintește de asemenea să câștige competiția Google Lunar X Prize sau Moon 2.0, care presupune construirea unui robot spațial care să cerceteze Luna. Din păcate, în cele din urmă, Moon Express nu și-a atins obiectivele, însă asta a îndemnat alte companii spațiale private să ia legătura cu guvernul american pentru a rescrie legile tratatului spațial. Poate că, într-o bună zi, o companie de renume, cum ar fi Blue Origin sau SpaceX, va fi destul de puternică pentru a putea aduce schimbarea legilor spațiale cu privire la teritoriile altor corpuri cerești. Cu toate că asta presupune o singură companie condusă de Jeff Bezos sau Elon Musk împotriva 109 țări care au semnat tratatul. Poate că perspectiva de a permite companiilor private să circule libere în spațiu nu este o idee chiar bună. Sunt o mulțime de astfel de întreprinderi care argumentează faptul că spațiul ar trebui să fie explorat în continuare și utilizat cu atenție, însă este specialitatea omului modern să aibă opinii diferite cu privire la acest subiect. Alan Wasser, președintele Instituției Înțelegerilor Spațiale, a sugerat că permiterea companiilor private în spațiu ar declanșa o dezvoltare mai rapidă și o implementare mai bună a tehnologiei care să ne permită să călătorim în afara atmosferei Pământului. Avocații care apără proprietățile private au propus anterior construirea unei structuri asemănătoare așezării Jamestown. Acesta a fost primul așezământ britanic pe teritoriul Americii, unde compania din Londra a fost pusă la conducere și au fost aduși o mulțime de muncitori din Europa. Oricine este preocupat de etica spațială poate avea ceva de spus despre această idee, nu numai datorită numărului uriaș de oameni care au murit în primii ani de formare a așezământului Jamestown, dar și din cauza colonizatorilor care încercau neîncetat să ia cât mai mult teren cu putință, ceea ce a dus în cele din urmă la genocidul popoarelor indigene din America. Așadar, adoptarea unei atitudini asemănătoare în încercarea de a ne extinde în universul nostru solar nu pare cea mai bună cale de urmat. Companiile private ar putea să creadă că au dreptul de a deține terenuri extraterestre doar pentru meritul de a fi acolo. Dacă marțienii există sub orice formă, chiar dacă sunt niște simpli microbi sau bacterii, în loc de ființe complexe, atunci chiar și încercarea de a revendica dreptul de proprietate asupra terenurilor planetei Marte poate fi văzut ca ceva greșit din punct de vedere moral. Iar dacă se dovedește existența unei rase marțiene inteligente pe suprafața planetei, atunci ar trebui cu siguranță să abandonăm orice plan de a merge pe Marte. Cel puțin, trebuie ca toată operațiunea să fie regândită pentru a nu părea niște invadatori ostili. Totuși, atât timp cât situația rămâne neschimbată, va exista întotdeauna interesul de a împărți efectiv Planeta Roșie între guvernele sau companiile care reușesc să ajungă acolo. Dar, în conformitate cu legislația în vigoare, acest interes nu ar trebui pus în acțiune. A fost susținut timp de zeci de ani faptul că spațiul este pentru toată lumea și nimeni nu poate revendica terenul spațial. Trebuie folosit în folosul umanității, nu ca un bun privat sau pentru a fi exploatat în scopuri dăunătoare. De aceea răspunsul la întrebarea de astăzi este: nimeni nu deține planeta Marte. Voi ce credeți? Ne-a scăpat ceva? Răspundeți-ne în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!